Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom face un proiect inedit pentru noi. După cum ați observat pe Pinterest și pe anumite postări, pe Facebook, foarte mult a prins amploare acele fotografii create de inteligența artificială. În acele fotografii noi putem observa cultuce, fețe de mese, gentuțe, rochițe care au aplicate flori sau animăluțe în relief. Un astfel de proiect vom încerca să facem noi astăzi. Vom face un elefanțel, un curtucaș cu elefanțel, de fapt. Pentru aceasta vom avea nevoie de firul de culoare albă și firul de culoare gri. Eu voi folosi firul Bravo de la Schachenmeier, toată lumea îl cunoaște. Apoi voi folosi pentru pernuță croșetul cu numărul 4, iar pentru lucrarea elefantului voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate. De asemenea, vom avea nevoie de o pereche de ochișori, cei mai mari posibil pe care îi veți găsi dumneavoastră. Acești ochișori vor fi lipiți pe lucrarea noastră cu lipiciul de care dispuneți dumneavoastră, fie lipiciul la rece, fie lipiciul la cald. Apoi vom avea nevoie, bineînțeles, de melană, acul pentru cusut, lână și foarfece, și de foarte multă răbdare. Vom începe lucrând elefanțelul, pentru că la el este un pic mai mult de lucru, deci vom folosi culoarea gri și croșetul cu numărul 3 și jumătate. Și vom începe pentru început. Vom începe lucrând două ochiuri de lanț. Și în corespondența primului ochi de lanț, noi vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. Vom închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt și din acest moment noi vom face 7 mulțiri. Deci în corespondența fiecărui picioruș vom realiza câte o înmulțire, astfel la sfârșitul rândului vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. În corespondența ultimului picioruș am pus firul despărțitor. Acum vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 21 piciorușe scurte. Pentru rândul numărul 4 vom lucra două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 28 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului pentru un total de 7 ori, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 35 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5,
urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 49 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 6 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pentru parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne întâlnim cu 56 piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 7 ori pentru parcursul rândului. La sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 63 piciorușe scurte. Obținute cele 63 de piciorușe scurte, noi vom lucra un total de 14 rânduri de câte 63 piciorușe scurte. Deci vom continua lucrând piciorușe cu piciorușe 14 rânduri. Am lucrat cele 14 rânduri de câte 63 piciorușe scurte. În continuare vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În momentul în care am lucrat aceste 10 ochiuri de lanț, vom număra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vom intra în piciorușul scurt cu numărul 11. În felul acesta am lăsat locul unde va veni lucrată trompa elefantului. Și vom continua cu piciorușe scurte până când vom ajunge la sfârșitul rândului. Noi vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, vom continua să lucrăm din nou un rând de piciorușe scurte. Deci avem aici primele 10 care le voi lucra împreună cu dumneavoastră. Nouă și 10. Iar acum, în corespondența acestor ochiuri de lanț, vom lucra câte un picioruș scurt. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom face un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După care vom continua pentru restul rândului cu piciorușe scurte. Deci în felul acesta se va forma aici. Ajunse la capătul rândului, vom continua
În felul următor, veți face în modul în care lucrez eu. Începem cu o scădere, dar nu vom face scăderea obișnuită a amigurumi, ci vom intra pe dedesubt în corespondența fiecărui picioruș. Și vom face prima scădere, o scădere urmată de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O scădere, 7 piciorușe scurte. Deci, în felul acesta, vom lucra de jur împrejur, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 56 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere, urmată de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Din nou o scădere, urmată de 6 piciorușe scurte. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 49 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere, urmată de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Din nou o scădere, 5 piciorușe scurte. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, o scădere, urmată de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 2, 3, 4. Voi face din nou o scădere. Apoi continuăm cu cele 4 piciorușe scurte. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 35 piciorușe scurte. Vom face ultimul rând de scăderi. Deci începem cu o scădere, urmată de 3 piciorușe scurte, din nou o scădere, 3 piciorușe scurte. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 28 de piciorușe scurte. Din acest moment, noi vom lucra 4 rânduri de câte 28 de piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș scurt va fi lucrat așa cum se găsește, 4 rânduri de 28 de piciorușe scurte. Odată ce am lucrat și cele 4 rânduri de câte 28 de piciorușe scurte, vom scurta firul și vom închide acest rând. După care vom trece să lucrăm trompa. Vom începe din partea de jos, deci de sub. Vom pune în două, de fapt vom număra 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. Voi pune firul despărțitor. După care voi începe să lucrez. Și vom face pentru început de jur împrejur un rând de piciorușe scurte. Dacă vă aduceți aminte, am pus 10 piciorușe jos, deci aici este primul, și 10 sus. Lucrând și piciorușele din colț, de aici, vom obține un total de 22 piciorușe scurte. Deci am deja 2, 3, 4,
5. Șase, șapte, opt, nouă, zece, unsprezece, doisprezece, treisprezece, paisprezece, cincisprezece, 16, 17, 18, ați văzut că am intrat și în colț, 19, 20, avem mai multe. 20, 21, 22, 24. Așa, 24 piciorușe scurte, pentru că am băgat și colțurile, da. Sper să nu fi greșit eu undeva. Ok. Acum, ajunse în acest punct, aici, în ultimul, voi pune un fir, firul despărțitor și vom începe lucrând o scădere. De fapt, ultimul picioruș va face parte din prima scădere. Aici vom intra în felul acesta și în felul acesta și vom face o scădere. După care vom continua cu o piciorușe scurte, de jur împrejur. Deci, facem piciorușe scurte și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Ajunse la capătul rândului, am pus firul despărțitor, iar acum voi face un rând de piciorușe scurte, fără nicio scădere. Deci, piciorușe scurte. Și nu uitați, în momentul în care ajungem la ultimul picioruș scurt de aici, de fapt mă voi întoarce eu la dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului. Aici unde am firul despărțitor este ultimul picioruș din acest rând, unde am lucrat doar piciorușe scurte. Voi scoate firul despărțitor, voi lua acest picioruș ultim și primul din rândul următor și voi face o scădere. După care voi continua cu piciorușe scurte pe întreg parcursul rândului. Deci piciorușe scurte în mod normal. În felul acesta vom continua. După ce am ajuns la capătul rândului, acesta este rândul unde am făcut scăderea, vom face din nou un rând de piciorușe scurte. Noi vom face un total de 8 scăderi, între care vom intercala rândul de piciorușe scurte. Deci un rând de scăderi, un rând de piciorușe scurte, un rând cu scăderea, un rând de piciorușe scurte fără scădere. În felul acesta până când vom avea 8 scăderi. După ce am realizat cele 8 scăderi intercalate cu rândul de piciorușe scurte fără scădere, așa se prezintă ceea ce am lucrat. Vom continua lucrând un număr de 5 rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom face 5 rânduri de piciorușe scurte. Am lucrat cele 5 rânduri de piciorușe scurte. Acum vom atașa culoarea albă, începem, vom atașa. Voi intra back loop în primul picioruș disponibil. Voi începe piciorușul în culoarea gri și îl voi termina în culoarea alb. Deci aici avem primul picioruș. Vom lua firele cu noi pentru a le da stabilitate și în back loop vom continua acest rând. Voi face scăderi repetate
felul acesta vom încheia această parte a lucrării. Deci scădere după scădere. În declub, acest rând este în totalitate lucrat în declub. Când vom ajunge la capătul rândului, vom scurta firul gri. În felul acesta. Imediat ajungem și la capătul acestui rând. Scuzați zgomotele care se aud. Deci ajunse aici, voi scurta firul gri, așa cum vă spuneam, și voi continua lucrând în culoarea alb. De data aceasta voi lua fiecare picioruș în mod normal și voi continua cu scăderile. Deci va fi cel de-al doilea rând de scăderi consecutive. Uitați-vă și când am ajuns aici la capăt, vom relua din nou. Deci vom face scăderi până când vom termina toate ochiurile disponibile. Ajuns în acest punct, voi scurta și firul alb, vom închide această parte a lucrării, capătul de fir îl vom ascunde în interior, în felul acesta. În modul în care, ia uitați-vă, am format trompa elefanțelului. Și în felul acesta, încet, încet, vom ascunde acest capăt de fir. Vom continua să lucrăm piciorușele și vom începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat, iar acum vom lucra în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Astfel, la sfârșitul rândului vom avea 12 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor, lucrând un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului vom avea 18 piciorușe scurte. Pentru următorul rând lucrăm două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Ajunse la capătul rândului, vom începe următorul picioruș în culoarea alb, iar apoi vom atașa culoarea gri. Vom lucra ținând aceste două fire, capete de fire pe spate. Vom continua lucrând piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Acum voi scurta firul alb
și voi face un total de 15 rânduri în culoarea gri. Deci fiecare picioruș, așa cum se găsește, vom lucra 15 rânduri, după care ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 15 rânduri de piciorușe scurte, vom scurta firul, vom lăsa o bucată pentru cusut și vom închide rândul. În felul acesta. Vom umple cu melană, însă nu vom umple maxim, la maxim, pentru că va fi nevoie să aplicăm piciorușele. Deci vor fi în felul acesta. Vom face două piciorușe cu înălțimea de 15, ăsta este mai un altul, cu înălțimea de 15 rânduri și două vom face cu înălțimea de 10 rânduri. Deci, două de 10 rânduri și două de 15 rânduri. Baza va fi egală. Și în felul acesta vom face și piciorușele. Vom trece să lucrăm urechile. Pentru urechi vom monta un număr de 27 ochiuri de lanț. Deci vom face 27 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și vom continua. Montate cele 27 ochiuri de lanț, vom face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus, firul pe croșet și vom intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet și vom face un picioruș dublu redus, apoi următorul. În felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul rândului, piciorușe dublu reduse. Am ajuns la sfârșitul rândului. În acest moment vom face din nou două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. Întoarcem rândul, firul pe croșet și vom intra în corespondența celui de-al doilea ochi de la picioruș, continuând să facem un nou rând de piciorușe dublu reduse. Vom porni cel de-al treilea rând de piciorușe dublu reduse. Am lucrat cele două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus. Voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și voi face piciorușe duble reduse, dar nu până la capătul rândului, ci vom lăsa aici trei piciorușe nelucrate. Deci vom continua singure și vom lăsa trei piciorușe nelucrate. Deci am ajuns la capătul rândului și aici avem 1, 2 și cel de-al treilea picioruș nelucrat. Acum voi face din nou două ochiuri de lanț, voi întoarce rândul, voi intra în corespondența celui de-al doilea ochi, celui de-al doilea picioruș și voi face un nou rând de piciorușe dublu reduse până la capăt, până la capătul rândului. Ajuns la capătul rândului, am făcut cele două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și voi face piciorușe dublu reduse. Iar când vom ajunge la capătul rândului, vom lăsa din nou trei piciorușe duble reduse nelucrate. Am lăsat cele trei piciorușe duble nelucrate, voi lucra două ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul, firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și vom continua și acest rând lucrând piciorușe duble reduse. Voi începe din nou rândul cu două ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucru, intru în corespondența celui de-al doilea picioruș și continui cu piciorușe duble reduse,
lăsând din nou ultimele trei piciorușe nelucrate. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face din nou două ochiuri de lanț, voi porni cu piciorușe duble reduse din cel de-al doilea picioruș și voi face piciorușe dublu reduse până la sfârșitul rândului. În felul acesta. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom face două ochiuri de lanț, vom întoarce lucru și începând din corespondența primului picioruș, vom face câte o mulțire de piciorușe duble reduse pentru a reuși să dăm forma urechilor. Deci vom face câte o mulțire de acesta. După cum știți, urechile elefantului sunt foarte mari și sunt un pic ondulate. În acest mod încercăm să creăm și noi urechile elefanțelului nostru. Și imediat vom ajunge în punctele cheie. Am ajuns și aici în colț, aici vom face în același mod două piciorușe dublu reduse în corespondența aceluiași picioruș, coborâm în jos, facem înmulțirea, următoarea înmulțire. Chiar aici în colț vom face o mulțire de 3. Deci în colț vom face 3 piciorușe dublu reduse. 1, 2 și cel de-al treilea. Iar în următoarele piciorușe vom face câte 2 până în momentul în care ajungem la colțul următor. Vedeți că deja încep să se încrețească, urechea. În felul acesta. Coborăm în jos câte 2 piciorușe dublu reduse în corespondența fiecărui picioruș. Iar ajunse din nou aici în colț, vom face 3 piciorușe dublu reduse. 1, 2, cel de-al treilea, continuăm cu mulțirile. Coborăm și aici în jos, vom face din nou același procedeu, o mulțire normală de 2, iar în colț vom face cele 3 piciorușe dublu reduse, 1, 2, cel de-al treilea și continuăm cu piciorușe duble reduse, câte 2 în corespondența fiecărui picioruș. Imediat ajungem la capătul rândului. Continuăm cu mulțirile. În ultimul picioruș aici vom face din nou o mulțire, după care de jur împrejur până în acest punct vom face un rând de piciorușe scurte. În același timp vom prinde și capătul.
capătul de fir care îl avem pentru a da stabilitate lucrării noastre. Continuăm cu piciorușe scurte. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Deci vom lucra piciorușe scurte până la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Voi face ultimul picioruș scurt. Voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Bineînțeles, în felul acesta va trebui să facem două urechi. Capătul de fir îl vom ascunde dedesubt. Deci vom face două urechi egale. În continuare vom face suportul, pernuța. Pentru aceasta, cu croșetul numărul 4 și firul de culoare alb sau culoarea care doriți dumneavoastră, am montat un număr de 60 de ochiuri de lanț. După ce am montat aceste 60 de ochiuri de lanț, voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, firul pe croșet și numărând de la croșet 1, 2, 3, 4, 5, voi intra în corespondența celui de-al șaselea ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea și voi face din nou picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare, voi sări un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea și voi face un picioruș dublu. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului. Ajunse la capătul rândului, voi face 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi întoarce rândul și în primul spațiu voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, picioruș dublu în cel de-al doilea spațiu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu în spațiul următor. Felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului și în acest mod vom proceda pentru înălțimea de care avem nevoie pentru a crea o pernuță, fața unei pernuțe. Deci vom lucra singure, eu am ales această metodă și ne vom reîntâlni. După ce am realizat fața pernuței, după cum puteți vedea, am umplut căpușorul cu melană, însă nu l-am umplut în totalitate, l-am lăsat un pic mai gol. Ce vom face în acest moment? Vom lua firul cu coață de aceeași culoare și vom puncta locul unde vom pune ochișorii. Eu mi-am luat acul pentru cusut lână și de o parte și de cealaltă a trompei noi vom face spațiul unde vom pune ochișorii. Voi intra de aici din spate. Oricum, această parte, să știți că va fi atașată pernuței și putem să facem aici o mică cusătură în felul acesta. Voi intra. Vom încerca să facem în mod simetric locul unde punem ochișorii. Felul acesta. Ok. Este bine pe partea aceasta. Îi fac o cusătură pentru a-i da stabilitate. După care voi trece pe partea opusă, exact în corespondența aceluiași rând. Felul acesta și vom puncta cea de-a doua parte unde vor fi ochișorii.
Trece un pic cam greu, este Melana aici și... Ok. Cred că suntem în punctul corect. Așa. Voi intra din nou, voi merge cu acul până voi ieși afară pe partea cealaltă. Pentru a strânge bine aici. Voi puncta și a doua oară în același loc. Ok, perfect. Aici este un pic mai dificil. În rest nu mi s-a părut chiar dificilă lucrarea. Totul depinde acum de modul în care vom aranja. Așa, în felul acesta. De ce facem acum această lucrare? Pentru că apoi vom modela trompa, vom pune melană cât mai este nevoie și vom închide căpușorul. După ce am punctat locul unde vor fi ochii, vom scurta firul și vom pune un fir de ață neagră să-i facem aici câteva gene. Pentru gene vom intra din nou din spate și vom ieși în același punct unde am punctat pentru ochi. Eu am ieșit de tot, dar e bun. Așa, în felul acesta. Pentru că... Așa. Iar acum voi face în felul următor. Cea de-a doua, dumneavoastră vă veți uita la mine cum fac și după aceea îți face pentru cel de-al doilea ochișor singure. În felul acesta, acum mă voi deplasa către celălalt ochi. Vom intra la aceeași înălțime. Și vom proceda în același mod. Deci avem acestea. Iar acum voi face pentru cel de-al doilea ochișor. Un pic mai lungă. Cel de-al doilea și cel de-al treilea. Sper să iasă corect. Un pic mai sus. Ok. Din nou vom pierde firul pe partea cealaltă, iar ochișorii îi vom lipi în acest moment. Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de lipici, fie lipiciul la cald, fie lipiciul rece, lichid, și vom aplica ochișorii de o parte și de cealaltă. Iar apoi ne vom reîntâlni. Ia uitați-vă ce frumos se prezintă. Chiar are figura unui elefant. Acum ne vom ocupa un pic de trompa acestuia.
Așa cum vă spuneam, vom avea nevoie de un fir de sârmă, un fir de sârmă maleabil pe care îl vom introduce în trompa elefantului. Acest fir voi introduce în felul acesta, capătul firului metalic îl voi ascunde în melană, în felul acesta, iar acum voi pune în interior un pic de melană, în modul în care să-i dăm un pic de volum și să o putem aranja tromba elefantului cum credem noi că este mai bine. Deci nu prea multă melană, cred. Vom vedea imediat în ce mod se prezintă. Da, trebuie să punem. Oricum, trebuie să ajungem un pic până în vârf, până în vârful trompei. Vom împinge cu croșetul și în felul acesta vom ocupa un pic spațiu, vom umple cu melană. În felul acesta. Vom adăuga atât cât este nevoie, pentru că apoi o vom îndoi în felul acesta și va sta cât se poate de corect. După ce am pus melană și în trompă, am aranjat-o, vom mai pune un pic de melană în căpușor pentru a-i da forma normală, dacă este nevoie. Dacă ați umplut suficient, va rămâne așa. Și vom începe să închidem căpușorul. Va fi foarte simplu, firul cu ață gri. Vom porni de aici, de la gură. În ce mod? Vom pune această porțiune de sub trompa elefantului, o vom pune în două, practic, în felul acesta. Astfel aici vom crea gurița. Deci vom pune în două și vom coase. Vom coase această parte, creând gurița acestuia. Așa. Chiar un pic mai mult, dacă este nevoie, vom prinde. Cam în felul acesta ar trebui să se prezinte. Vedeți? Aici. Așa. Vom coase aici cât este nevoie. Haideți să mergem mai departe. Să coasem. Ok. În felul acesta. Așa. Așa trebuie să se prezinte. După ce am cusut bine, și am punctat gurița, vedeți? Vom coase aceste părți. Ok. Vom coase singure. După ce am terminat de cusut căpușorul, pe pernuța noastră vom pune urechile în acest mod. Ne vom uita să fie puse în mod simetric, aici ca înălțime, după care le putem puncta atât cu acul, chiar dacă de desubt se va vedea trecerea de la un punct la celălalt, sau le putem lipi cu lipici. După care, deasupra, vom pune căpușorul și acesta fie îl lipim, fie îl vom puncta cu acul.
Deci, în felul acesta vom pune prima parte a lucrării noastre. În timp ce îl vom fixa aici, dacă vom coase cu acul, bineînțeles, așa cum vă spuneam, nu are importanță dacă pe dedesubt se văd punctele. Deci aceasta este prima parte. Vom aranja acestea, eu le voi lipi, sincer vă spun, după care vom pune piciorușele. Am luat piciorușul mare, primul eu deja l-am cusut. Deci îl vom pune în două și vom coase. Vom coase atât pe o parte cât și pe cealaltă pentru primul picioruș. Apoi veți vedea cel de-al doilea, în ce mod îl vom atașa la primul, astfel încât să nu ieșim din spațiul necesar. Să nu devină prea largă lucrarea noastră. Deci am cusut în felul acesta. Mă voi întoarce cu firul pe dedesubt. Iar această a doua jumătate a piciorușului o voi coase în același timp, punându-l suprapus peste celălalt. Sau chiar putem să le coasem separat, fiecare, și apoi să le unim. Eu le voi uni în felul acesta, împreună. Astfel le voi coase. În felul acesta, capătul de fir nu îl voi tăia, nu îl voi scurta, pentru că voi coase totul de pernuța noastră. Deci aici vor veni apoi piciorușele, iar de o parte și de cealaltă, în acest mod, vor veni celelalte piciorușe. Vom coase totul, deci cu grijă, în acest mod se va prezenta. Iar apoi venim cu partea finală. Deci astfel vom aranja piciorușele. Am cusut unul dintre piciorușele mici, acum îl voi coase pe cel de-al doilea. Voi încerca să păstrez aceeași simetrie, deci ca totul să fie punctat în mod simetric. Voi intra dedesubt și voi coase piciorușul de pernuță, în felul acesta, deci nu va fi prea greu de cusut, depinde și de dumneavoastră Ia uitați-vă, deci am atașat aici, voi prinde bine și ultimul colțișor. Așa cum vă spuneam, puteți să vă ajutați și de lipici. Acesta vă va fi de folos în aceste lucrări. Voi întări aici bine firul, după care îl voi scurta, iar apoi voi atașa în același mod și piciorușele mari. Aceste două sunt aici, iar acestea două aici le vom aplica, le vom coase în felul acesta. Da, suntem simetric. Acum, pentru a acoperi această parte și a înfrumuseța lucrarea noastră, voi aplica o fundiță, puteți să puneți orice fundiță doriți dumneavoastră. Și în felul acesta, uitați-vă că am încheiat această lucrare. Eu sper să vă placă,
Sper să o lucrați cu drag și dumneavoastră. Bineînțeles, se va face, se va aplica pe un curtucaș și dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți, iar eu vă salut ca întotdeauna, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!